Denisa, da, hai să spun și o întrebare. Dacă Liviana era într-o relație, mai vrei să mă cunoști pe mine sau vrei să-l cunoști pe el? Pe tine, clar. Ela s-a certat zilele astea, și-a pus status-uri. Jador nu mai întrebe, Jador a pus că nu-i mai trebuie Ela. Cum am cunoscut să rămână cu ea, așa e foarte conștientă. Așa frumos tu să-ți vezi de treaba ta, că eu n-am nicio treabă cu Ricky. Da, dacă îmi plăcea de el, crede-mă cum mă băgam. Crezi că situația e disperat, însă cât îi învăța. Voi ce credeți fetelor? A făcut corect? Ce a făcut Ela? Știind că el este în împăcare cu Denisa. Iancu în preajma Elei îi exact cum l-am văzut de când e el în competiție. Bună dimineața, băieți! Neața, neața! Bună dimineața, vulpea mea, mele de șarpe! Bună dimineața! Neața, Deni! Ce faci? Pom, Casablanca! Bine, îmi fac! Mamă, ce bine dispusă! Nu! Da, de ce? Ce faci? Uitam la tine ce dansezi! Foarte bine dispusă, vă! Da, am început dimineața în forță! Foarte bine, așa trebuie! M-am trezit cu un vibe bun! Da, și eu am pus în fața voastră! Mă bucur, vibe-ul ăsta să-l ai mereu! Dar tu? Ești foarte frumoasă! Mulțumesc și tu! Și eu mi-ai transmis și mie vibe-ul! Auzi, da? Eu sărbătoresc reapropierea voastră! Reapropierea noastră? Da! Sau porți doliu. Mă bucur de aia că ești cu noi la sentiment. Sau porți doliu pentru relația lor. Ce-am găsit? Asta chiar a fost de tagline. Marius, dar nu mai zice. Ela, ce faci? Ela? Și că Andrea nu mai zice. Nu mai auză, da. Ela, ce faci? Ai moment de relație foarte important? Ricardo, e câteva zile de ca la tu. Adică să petrec cu ceva foarte... Te întâmplă ceva relația voastră? Ești cam abătut, Ricardo. De ieri așa. Da, am eu. Două zile. Da, vând o mașină. De când am venit soacra. Da, am eu, stai bine. Ce te supără iubire? N-are borsetut. Nu, mă supă nimic. N-are borseta. E, ceva te supără. Nu ești în apele tale. Nu ești tu. Știi cum stai. Aia, ba, da. Tu zici vrei să fii cu Livian, da? Na, nu zici așa vrei să fii cu Livian. Te-ai vedea cu el într-o cuplu și am zis da? Ultima persoană cu care ai vrut să ai ceva în afară de Jador a fost Iancu, nu? Când te certai cu Jador, nu te-o la nicio urmă de regret gând că... Nu. Și ieri, alaltă remisiune, Iancu dedicații pe lângă ea. A, tu ești Denisa să caște ochii, să nu mai acuze doar fetele, să se mai uite. Păi asta, că acuză doar fetele, nu pe el mai uite și la Iancu atunci. Și ai văzut ceva între Iancu și ăla? A, da, da, i-a și cântat, priviri, gesturi, da, am văzut, da. Dacă el ar vrea să fie cu Iancu, eu zic că și de mâine ar fi cu Iancu. Că ea și ia mesajele dintre mie și tine și s-o comporta la fel, pe ce fel de om ești tu? Te-ai luat cu aiurea, fata mea, vorbeam cu Cătălin altceva. Pe calm, relaxează-te. A, nu începe. E o prică, cum să fii? Pisică, 22 de ani am dat ție, îți dau clasă, multă clasă îți dau ție. Măi, la tine e încredere, îți spun eu. Livian, te-o văzut ce speță ești, de asta te-a lăsat, draga mea, că ești ieftină. Jador nici atât nu te lua, stai cu minte. Acum hai să lămurim, ca între fete. Ce aveți?
l-am văzut pe Ricardo că s-a pus lângă ea. Mie nu-mi place că stă lângă ea doamna Andreea, deoarece ea este o falsă. De-aia te-ai temut? Putea să vină să-mi dea una, la cum a reacționat, da. Ela, te-ai văzut cu Jador în Londra. Nu pot să răspund această întrebare. De ce? Nu mai vin. Avem două capturi de pe un video. Spune, în ce fel te privești cu oamenii acum? Nu știu, dar puteți să mă faceți cu vreți. Dar tu ai venit să-ți cauți dragoste aici sau să-l suferi pe Jador? Nu, nu, nu. Păi l-am iubit foarte mult. Cine a zis că e prea multă falsitate aici în casă? Eu. Te-ai speriat? Nu, nu m-am speriat deloc, doar că asta e părerea mea, că e foarte multă falsitate, mai ales din partea fetelor. Știi că te cunoști, ce ai? N-am nimic, n-au zis că n-am nimic. De ce stai așa? Livian, ce voi să zic? Nu ne spui, o glumă de bună dimineața. Ce ai? Da, am ce să zic, nu am nimic, nu. Dacă toată casa vei... Mamă, prește, jal. Iar mi-am mă răhit. Credeam că am lămurit ce am avut de lămurit. Bine, da. Ricardo, te-ai îmbrăcat? Nu a trecut așa, Ricardo, nu știu ce. Ricardo, te-ai îmbrăcat cu această culoare specifică sufletului tău? Și combinație cu ardelean tot nebun. Și tu tot, Bianca? Eu sunt și poaică. Ricardo, ești supărat în urma discuțiilor pe care le-ai avut cu Dea, de care mi-ai povestit? Nu. Ce problemă e Dea? Cred că asta l-a deranjat. Da, e supărat de ce l-am dat exemplu ieri pe Iancu. Păi în condițiile în care oarecum mai simpatiza mai de mult. Se alintă și el, e mai mic. Da, da, e gelos că... Las că trece, că e băia mare. Ce crezi, că-și caută despărțirea? Chiar l-a deranjat asta și... Da, l-am văzut. Fata, dar să te țină două zile. Da. Fata, acum... Hai, frate, că nici zi... Iubire, nici tu nu faci așa. Da, tu vorbește cu iubirea că iar e plecată. Iar te cerți cu el. Eu cred că era supărat de mine. Hai să mă gândesc. Unde ai plecat? E, până aici. Nu știu. Iubire, unde ești plecat? Păi nu mai vorbi cu el, că nu e. Exemplu pe care l-am dat. Bibi, toți emisiunea goală, vorbiți doar cu mine. Toți din cuplu. Hai, Marius. Toți băieții din cuplu. Plec și eu? Sau au plecat doar bărbații din casă? Da. Nu, toți băieții cu cuplu au plecat. Nu, toți pleacă. Mă, dar ce faci? La revedere! La revedere! Ia să-mi revedere, a rămas în casă. Ia, te-am rămas doar băieții singuri. Ia să-mi te-a rămas în casă. Ce-a rămas doar? Dar vezi, Bianca, că și Livian e în afară, dacă ai zis că au rămas doar băieți. Deși e pitul tău. A plecat brigada afară. S-a dus bărbați. Că bărbații au ieșit afară și au rămas băieți în casă. Ce vrea să fac fileturi afară. Fac filete? Da, fileturi. Ia auziți ce a zis Bianca, că bărbații au ieșit și băieții au rămas în casă. Era doar o glumă. Bărbate asta... numești după ce te costărește, ai înțeles? Atât te numești bărbat. E, fix. Și cu ce schimbi o hârtie? Te face mai bărbat o hârtie? Sigur. Te face mai bărbat? Te numești bărbat când ești matur, când ești stăpân când ești matur, pe tine, pe da. Toate punctele de vedere. Ai o familie, că el are 20 de ani, atunci ești bărbat ca lumea. Până atunci... Lasă, Filip, așa să-i zici, ca un copil. Eu am vrut doar să dau un tag life. S-a întors înapoi. Păi, a avut un bărbat. Ești pe jumătate, că așa. Hai înapoi, bărbat. Hai că ești pe drumul cel bun și tu, Marius. Mersi mult de tot. Da, unde ai fost? O, uitați să se ducă. Altă jumătate. Am făcut un întreg, aveți încă un bărbat. Jumătate tu, jumătate. Mai aveți un bărbat. Ce mai vreți? Da, unde ai fost? Poftim, dragoste. 1 și 1 pe 2. Gata, o să întorc tot. Unde ai fost, Iubire? Până la spate. Hei, iubire. Iubire, auzi că s-a supărat Ricardo pe Dea, că o dat exemplu cu ea și cu Iancu din trecut. Da, mi s-a părut și mie cam nasol exemplu de ieri, ziceți, nu? Da, ține supărarea două zile. Dar ce exemplu a dat? Băi, Livian, eu să vă explot plăcut și că... Măi, eu am dat unde... Mie nu place să dau exemplu alte persoane. Eu, ce exemplu să-i fi dat? Eu am spus... Dacă era vorba de Iancu... Da, mă, da, mereu exemplu negativ pe ei. Nu trebuie să dau exemplu pe altcineva. Eu am fost cel mai bun exemplu. Dea, da, era ceva... Dar n-avea rost să zici. Nu trebuie să mai dai exemplu pe mine. Dar pe cine, mă, pe măi? Băi, doamne, s-a întâmplat tu. Pe cine stai? Eu zic că a plăcut la mine. Bă, dar nu e ăsta. Haide să nu discutăm de asta, că nu știți voi ce. Am spus că după ce Iancu s-a cupat cu Denisa, eu nu l-am... Nu l-am mai văzut la fel, nu l-am mai văzut. Păi da, dar se înțelege că tu de fapt îl plăci, sau îl plăceai, dar n-au... Da, exact. Hai să nu mai discutăm de asta, ce se înțelege. Păi l-a plăcut, eu am spus că l-a plăcut, l-a trecut.